Am grupe de copii și de 18 până la 14 ani și copii și o grupă de copii cu care am început de vreun an jumate, de 2007-2008, deci vorbim de copii de 9 și de 10 ani, pe care îi duc mai departe. Majoritatea dintre noi încearcă să ducă mai departe ceea ce au făcut ei atunci când erau sportivi. Din punctul meu de vedere, legat de cine a plecat afară, da, vom păstra tot și o să păstrăm și păstrăm, de fapt, legătura cu cei care au plecat afară. Singurul lucru pe care îl putem face este să ne ajutăm între noi, adică eu să pot să merg acolo și să învăț ceva împreună cu sportivii pe care i-am, ei să vină încoace. Mai mult de atâta, momentan, nici nu prea e cum să faci. Oricum, ușor, ușor, uitându-mă la cei mici pe care i-am eu și ce-a mai fost înaintea lor, au început să vină. Și părinții au înțeles că e foarte bine să-ți duci copilul să facă un sport. Și gata, vă spun încă, contează foarte mult că e un sport de echipă. Vor trebui să se înțeleagă cu ceilalți și atunci când ies în viața reală, vor să fie altfel.